anul septembrie, ți adunau coarnele, fructele astea, ei, și mi-a rămas o mână de coarne, ce să fac cu ele? Am pus frumos într-o sticlă, aveam rachiu de casă, am adăugat zahăr, cred că am pus vreo două pahari, mereu măsurat, dacă nu luam cu cărița. Deci astea sunt măsurăturile noastre când punem pentru rachiu, punem vișine sau cireșele negre sau chiar și coarnele, cu asta măsurăm... Și cu strugul făceam. Așa, cu cănița asta măsurăm zahărul și cu două cănițe din astea de zahăr, coarne au fost, cred că, vreo trei. O sticlă de un litru jumate, nu, doi litri, o sticlă de plastic de 2 litri cu gura mai largă, așa. Am pus cam trei cănițe dintre astea de coarne, două de zahăr și am pus deasupra, am lăsat să macereze puțin. O săptămână. O săptămână de zile am lăsat la macerat, am turnat rachiul peste și am lăsat acolo în beci și o stat până... Cum am lăsat? O stat și afară. Și o stat pe afară, pe unde s-a putut. Și o stat săraca sticlă cu tot cu rachiu până s-a făcut o video al meu de vreo 16 anișori. Ba nu, mai puțin, când 13 ani când au făcut Miru și atunci am scos și eu și am zis, mama, asta e de la dinainte să te naști tu cu vreo 10 zile.